Bine v-am găsit! Vorbim la această oră despre politica românească, nu despre ediții legate de Ucraina. Asta o lăsăm pe ora a doua. Pentru că avem un... se anunță așa un seism în Partidul Național Liberal. Deja sunt lideri de organizații județene care vor schimbarea președintelui. Îl vor pe Câțu jos și pe Ciucă sus. Vă mai amintiți palma de la Hollywood, de la premiile Oscar? Cam așa s-ar putea întâmpla și în politica românească. Cine va da palma, vom vedea. Cine o primește, știm. Haideți să vedem declarațiile. Eu sunt a 5-a sau a 6-a pliară, nu mai rețin exact, care a semnat pentru un congres extraordinar. Nu neapărat că mai doresc pe domnul Tuțu. Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru Partidul Național în perioada asta, dar mă regăsesc în viitorul politic și îmi doresc o schimbare. Cred că este cel mai bine și pentru Partidul Național Liberal, cât și pentru România. O schimbare este necesară la acest moment. Din punctul meu de vedere, singurul care poate aduce viață cetățenilor din România astăzi cu linia de putere este domnul primar Nicolae Ciucă. El să preia și partidul. Da, eu asta mi-aș dori. Acum nu știu dacă va fi sau nu va fi așa, dar opțiunea mea, cu siguranță, este domnul primar Nicolae Ciucă. E o opțiune, nu pur personal, o opțiune a întregii filiale. Când am semnat acea listă, m-am consultat și cu primar, am discutat și cu domnul secretar general, a fost o discuție mai mare. Și am luat decizia că este momentul unei schimbări. Este subiectul zilei, îl discutăm cu Sarmiza Andronic, analist politic, doamna Cornelia Lalu, sărut mâna. Mulțumesc și Valentin Șuvar, analist politic. Vom discuta și cu exponenții ai Partidului Național Liberal să aflăm reacții, pentru că, citez, este un subiect delicat. Este un subiect pe care nu se pronunță prea multă lume, deși sunt 40 de organizații care vor să-l demită pe Câțu, Sarmiza Andronic. Câțu care este plecat, nici nu știu dacă s-a întors. Pentru nu că s-a întors, avea... astăzi urmează să se întoarcă. Da, Florin Câțu este în Statele Unite cu o delegație din care fac parte și membrii PSD și UDMR. Despre schimbarea lui Florin Câțu se vorbește din prima săptămână după ce a ieșit președinte. Și îți spun cu subiect și predicat că așa este. Pentru că a dezamăgit pe toată lumea. A dezamăgit pentru că are acest comportament neadecvat unui lider de a încerca să se urce pe cadavre și de a încerca să bage zâzanie în organizații și între oameni. Dar nu, pe noi nu asta ne interesează. Ne interesează că acest domn, Florin Câțu, nu este o locomotivă pentru Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, este pus în balanță cu un domn Nicolae Ciucă, da? Care este cu totul și cu totul altceva. Nu spun că e mai bine sau mai rău, eu spun doar că are o altă imagine. Acum, Florin Câțu a plecat cu o delegație în calitatea sa de al doilea om în stat în Statele Unite. Mai bine nu mergea, pentru că a vrut să bifeze un lucru foarte bun pentru el și să spună că are susținere de acolo. Din păcate, s-a întâlnit cu un consilier de mâna a doua, a treia, care contează foarte puțin și cu care și-a făcut poze. Păi dacă tu ești al doilea om în statul român și îți faci poze cu consilierul nu știu care din Statele Unite, mie mi se pare că tu chiar nu contezi. Așa percep eu ca și cetățean al acestei țări. Deci dacă Florin Câțu se gândește că eu vreodată, dacă el candidează, îl votez pentru că și-a făcut acea fotografie cu un consilier din Statele Unite, se înșală. Oricum Florin Câțu nu a fost în stare să medieze conflictul dintr-o coaliție formată din PNL-USR. Da? Pe când îl avem acum pe Nicolae Ciucă, cel care a reușit să câștige cumva, și nu cred că e prea mult, respectul și a celor din Partidul Social Democrat și a celor din Partidul Național Liberal. Deci pe mine nu mă surprinde sub nicio formă faptul că organizațiile din Partidul Național Liberal se gândesc să-l schimbe pe Florin Câțu, fiind, repet, o discuție care se poartă din prima zi după ce a câștigat alegerile în partid. Puțin că nu înțeleg. Domnule Șuvar, poate mă lămuriți. Da, să știi că pot să lămuresc. Este foarte adevărat. Da, vă rog să continui. Doamna Andronic. Florin Câțu nu s-a schimbat
în ziua alegerilor. Nu, bineînțeles că nu. 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 Nu s-a schimbat nici în trecut, nu mai puțin, iertați-mă. Nu, doar că pe Florin Câțu îl luase Tăvălugu și Valu. Și la un moment dat, când președintele României a ieșit și a spus public că îl susține, a fost foarte greu să mai dea înapoi. Urmând ca, după ce s-a făcut această mișcare în Congres, să se replieze toată lumea. Acum, domnul Câțu trebuie înțeles altfel. Foarte mare dreptate, doamna Andronic. Este un alt fel de lider. În politica noastră sunt două tipuri de oameni politici. Cei plecați de jos, de la firul ierbii, cum spunea Traian Băsescu, crescuți și care ajung lideri naționali, și cei care sunt teleportați, aduși cu girofarul și instalați într-un scaun. Din acest punct de vedere, domnul Câțu face parte din cea a doua categorie. Mai mult, chiar el este o specie specială, este un om de bursă venit în politică și niciodată nu a putut să scoată această haină. Este o haină elegantă, o haină stilată, o haină cu care rezolvă problemele într-un stil bursier, cum bine spunea doamna, băgând zâzanie sau, mă rog, exploatând, zic eu, anumite pasiuni și lupte intestine în interiorul liderilor politici. Din acest punct de vedere, el trebuie analizat altfel, nu cum eram obișnuiți în politica noastră neaoșă tradițională de 30 de ani. Ori, din acest punct de vedere, este evident că îi se pregătește o ieșire și că această ieșire e dorită atât din interiorul partidului, cât și un pic mai departe. Aș putea spune, și cred că sunteți de acord cu mine, că retorica aparatului Cotroceni are o influență semnificativă în această direcție altfel. Și nici nu s-ar putea altfel. Da. Da, mă uitam la delegația aceea, oameni importanți și din PSD au fost alături de Florin Câțu în Statele Unite. O singură mențiune, dacă îmi permiteți, e o delegație a Senatului, nu doar a domnului Câțu. Deci să înțelegem că au fost și din USR și din PSD în acea delegație și că fiecare a încercat să atragă un plus de imagine, cum bine ați spus. De unde celeritatea asta? Citesc din domnul președinte. Cu celeritate se dorește schimbarea domnului Câțu. Pentru că vor să convoace BPN pe 3 și pe 10 deja să fie congres extraordinar. Cu celeritate s-a dorit și schimbarea domnului Orban. Să nu uităm. Corect. În plină pandemie, cu celeritate s-a făcut acel congres de care toată țara s-a minunat, cu peste 5.000 de delegați plus restul participanților, care au fost înghesuiți acolo la Romexpo. Unii au strigat împotriva lui Florin Câțu. Florin Câțu a zis, eu sunt Florin, niciodată nu voi face coaliție cu PSD-ul, să ne amintim. Rareș Bogdan, la fel, ca prim vicepreședinte, PNL-ul, îmi pare foarte rău să o spun, trăiește momente mai grele decât în 1992 și 93, când a avut loc acea rupere aripa tânără, după aceea s-a făcut PL93. Acum sunt momente de mare trădare. Nu că el, Florin Cârțu, n-ar merita poate o punere la colț, să zicem, pentru că, într-adevăr, perioadele cât a fost prim-ministru și după aceea și președinte de partid au fost perioade slăbuțe. Deci nu au fost perioade pentru... Da, și au fost și derapaje. Exact. N-au fost perioade prin care te poți mândri tu ca mare partid liberal. Ai avut puterea, ai avut în același timp în legislativ o reprezentare destul de importantă. Ai dat cu piciorul la cel mai bun colaborator la acel moment care era USR-ul. Mă refer la traiectul propunerilor în guvernare cu care ai candidat în decembrie 2020. Deci oarecum Florin Câțu își cam merită soarta. Mie îmi pare rău pentru el. Bine, ca om. S-au lepădat repede de USR pentru că exact. Au fost și alți membri. Da, stai puțin că Florin Câțu a fost primul om care a dat USR-ul la o parte. Exact. Nu știu dacă e bine sau e rău, nu vorbim despre asta. Dacă e bine sau rău pentru USR sau pentru noi. Dar ei au avut aceleași obiective cu care au candidat în decembrie 2020. Asta e problema. El a pierdut, nu pentru că a dat la o parte USR-ul, ci pentru că pe urmă a vrut să revină asupra propriei decizii. Deci să ai două tipuri de discursuri cu aceeași temă nu funcționează în politică totuși. Dar eu nu cred că era discursul lui singular, adică pleca din conștiința lui Irak. Cred că un discurs impus și de liderii PNL-ului. Pentru că în PNL... Dar n-a știut să-l gestioneze. A, e greu. Acum, e foarte greu de gestionat. Să vedem câteva declarații pentru a vedea cam cum stau lucrurile. Pentru că tot vorbim așa, inițiatorul acelei scrisori... Domnul Muraru spunea de un suflu nou. Care Iată. Muraru? Alexandru sau Alexandru? Alexandru. Ben Onian Ardelean. PNL are nevoie urgentă de un restart.
Dezbaterile valorice, strategia și viziunea politică trebuie să cuprindă toate entitățile care contribuie la o gândire politică coerentă, pragmatică și realistă. Bun. Suntem obligați să nu ne abatem de la valorile creștin-democrate, având o responsabilitate imensă în fața țării. Lămuriți-mă. Păi, care e doctrina? Cred că... nu despre doctrină cred că vorbea Benoni Ardelean, sincer. Cred că dădea bine în postare. Poate că o să ne explice el cel mai bine ce a vrut să spună. Da, sperăm să-l prindem astea, pentru că, la telefon. Și mă rog, ideea de Partid Național Liberal... Și atenție, trebuie să ne ridicăm de jos și să luptăm mai uniți ca niciodată pentru România. Este o recunoaștere. Pe mine nu mă surprinde că Benoni Ardelean are o astfel de recunoaștere, sincer. Că din punctul ăsta de vedere, el n-are orgolii. Adică mi se pare că știe când să vorbească și cum să vorbească. Deci nu mă surprinde atitudinea lui Benoni Ardelean. Adică e o discuție că erau jos și trebuie să... Da, asta e o chestie pe care Benoni Ardelean și-a asumat-o. Și cu siguranță dacă îl întreb chestiunea asta, o să spună da. Și continuarea, adică așa cred. Și continuarea zice, e timpul să schimbăm macazul. Din ce în ce? Să ținem cu poporul, să ținem cu elita societății. Ce înseamnă să schimbăm macazul? Da. Păi să trecem pe partea PSD-ului, să trecem către aceasta... un partid naționalist. Ce înseamnă să schimbăm macazul? Și a Carol Păun. Dar e târziu oricum, pentru orice fel de macaz. Eu cred cu tărie că e vorba, fiind vorba de domnul Benoni Ardelean, care este un lider, indubitabil un lider al PNL-ului, e vorba de un macaz intern. Ei vor să schimbe macazul în interior și nu la guvernare. Ce înseamnă? Explicați-mi că adică nu înțeleg. E vorba despre schimbarea echipei de control a PNL de astăzi. Despre asta este vorba, okay, în esență. Deci e vorba de factorii de forță în Biroul Național. Au mai fost niște doar discuții. Factorii de forță doar... sau schimbați? Vă întreb ca să mă lămuresc eu ca alegător. S-au schimbat și metodele prin care veți face pentru 2024 selecția de candidați? Nu, din candidați... păcate vă dezamăgesc. Nu e vorba de metodă, e vorba doar de discuțiile anterioare din ultimele două săptămâni cu poziționarea unor oameni în administrație, unde au fost niște tensiuni între conducerea actuală a partidului și organizațiile din teritoriu. Da, aici este problema. Adică fiecare și-a cerut și nu a obținut. Și atunci, câtă vreme... Este foarte posibil să fie și ceea ce spune doamna Lalu. Adică este foarte posibil să se schimbe odată cu schimbarea conducerii, se poate schimba și modul de abordare al conducerii. Dar e puțin probabil, e foarte posibil. Da, da, dar din păcate să ai o viziune, probabil, o ideologie, o altă politică. Și să adopți acea ideologie, pentru că ideologia există. Acum, cu ideologia la domnul Ciucă, dați-mi voie să am totuși o rezervă. Dar domnul Șuvar, vi se pare normal? Eu înțeleg, organizațiile locale muncesc, da? Au unii oameni buni, dar alții au oameni extrem de slabi, care sunt, nu mă refer mai la Partidul Liberal, la toate partidele mari care au oameni în, total de acord cu dumneavoastră, în executiv. Da. Această politică trebuie schimbată. Adică nu că cere cel de la Brăila să-și promoveze soacra sau să promoveze o nepoată, din păcate, această... care e absolventă, da, de din păcate, studii superioare. La particular, e... dacă de cele mai multe cazuri. Eu v-am spus... Din păcate, această meteahnă este împământenită, este foarte bine sudată în politică și nu numai la nivelul PNL-ului. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Deci, această politică a asumării unor ministere de către filiale din teritoriu am întâlnit-o și la celelalte partide, și la USR, da, și la PSD, în egală măsură. Dar este de ce firesc? Firesc? Însă pentru maniera că... este proastă, imediat, de alegerea oamenilor. Pentru că în momentul în care ai un anumit procent pe care l-ai câștigat pentru partid, da, ai câștigat un anumit minister. Bun, până aici e corect. Bun. Dar mobilarea acelui loc este foarte importantă. Exact, mobilarea. Asta, da, este. Asta așa mă uit la Ministerul Culturii și cred că am mai spus-o într-o emisiune. Anumit doi secretari de stat sunt de la partide diferite, PNL și USR, care sunt foști consilieri locali, unul din Vrancea, unul de la sectorul 4, care n-au nicio treabă cu cultura și sunt secretari de stat care coordonează anumite domenii în cultură. Eu m-am, adică am ajuns, da, să cred că Mădălin Voicu... Nu e o chestiune nouă, adică nu... Nu, dar nu se poate, dar vrei... Dar pe mine mă deranjează acest tip de retorică. Vrei să schimbăm macazul? Care de altfel este una, o retorică cât se poate de corectă. Dar mă deranjează de ce? Pentru că am ajuns să gândim în termenii ăștia. Este numit politic. Să trăim în termenii ăștia. Poate fi numit politic, exact, dar poate fi și un bun profesionist. Da, din păcate, nu avem această abordare. Nu au oamenii, deci, politici această abordare. Deci nu făceam comentariul ăsta dacă oamenii ăștia, absolut, cel puțin aveau aplecare către muzică, către teatru. Bun. Dar să pui doi secretari de stat, oameni fără pregătire în domeniu, fără experiență în domeniu, mie mi se pare... Apropo de să schimbăm, știți că de fiecare macazul dată s-a spus despre depolitizarea ministerelor și despre punerea... Dar eu sunt de acord cu asta. Eu personal nu sunt de acord cu asta. Eu cred că în politică
că eu cred că poți să faci politică și poți să fii un bun profesionist pe un anumit domeniu. De ce trebuie să spunem depolitizare? Nu înseamnă că cel care vine din exteriorul unui partid are mai multe șanse, profesionist fiind, da, într-un anumit domeniu. Stai puțin. Uite, tot eram la Ministerul Culturii. Pe Romașcanu eu nu-l critic. Romașcanu este un ministru bun la cultură. Este. Are și experiență. Și fost, da. Deci ministrul, prima oară acolo. Pe mine ca alegător, nu mă deranjează, face lucruri bune. Azi l-a sărbătorit pe marele actor Constantin Codrescu, pe care nu știu dacă multă lume, nu știu dacă multă lume își aduce aminte de acest mare actor. Da. Dar restul asumărilor politice sunt jenante. Haideți că mă întorc puțin la scrisoare pentru că facem o analiză pe text. Spuneam despre domnul Alexandru Muraru, da? Care cere un lider nou la partid, Nicolae Ciucă, spune este primul român după regele Mihai decorat de Statele Unite cu Legiunea de Merit. Ciucă este plasat așa, ca o comparație, lângă Eisenhower și De Gaulle. Ciucă al nostru, vorba filmului. Da. Poști oficial e militar de rang înalt. Bun. Și din scrisoare citez acum. Muraru lansează întrebarea: dacă un guvern se schimbă o dată pe an, de ce un partid politic să rămână încremenit într-un proiect care nu mai este actual? Bun. Până aici e bine. Mai departe, ce ne spune domnul Muraru ca noutate nouă? Se vrea un suflu nou, un restart. Deci este... Este termen de partid ăsta. Este în punctajul partidului. Restart, refresh, ce mai avem? Doar restart. Să-i garanteze drumul. Deci are nevoie de un restart care să-i garanteze drumul, să-i seteze mecanismele politice, să-i reconstruiască toată arhitectura instituțională, politică și electorală pentru cel mai provocator an electoral din ultimele două decenii, se referă la 2024 cu alegeri comasate. Da, domnul Pălașu, dar va interveni rotativa potrivit convenției dintre ce, nu? Peste dacă vom trece până atunci, sincer. În actuala... În primul, două lucruri vreau să spun. Unu, că Alexandru Muraru este neoficial purtătorul de cuvânt al lui Klaus Iohannis. Și doi, mă doare să se vorbească în termenii ăștia despre Partidul Național Liberal, pentru că eu am făcut parte din acest partid, este un partid istoric. Dacă n-ai fost în stare să-l ții cu imaginea aceea de partid curat, acum ai nevoie de un restart? Păi dacă ai nevoie de un restart, înseamnă că tu ești de vină, ca membru al acelui partid și nu orice fel de membru, că n-ai fost în stare să faci alegerile potrivite la momentele potrivite. Păi da, și din experiența ultimilor ani, vorbim despre un suflu nou, adică dar Partidul Național asta? Liberal respiră cam o dată la 6 luni. Dar chestia asta cu suflu nou, când aud asta în politică, nu se poate fără tineri, dar nu e se poate fără senior, de ce nu înțelegeți? Când au renunțat la Orban. Exact. Același element, același discurs. Trădare, practic. Trădare, dar să o știm și noi. S-a petrecut în septembrie, în august 2021. N-avem un an. Da? Corect. Și mai era un aspect când a primit votul guvernul Ciucă. Era cam așa, se spunea că se repetă povestea cu Orban, că dacă este izolat în partid, președintele deja își pierde susținerea. Ceea ce s-a întâmplat și cu Câțu. Ați avut cumva senzația în ultimele luni că există două guverne, două executive? Că pe de o parte vine Câțu și spune ceva? Nu. Pentru că nu. Se tot vorbea de faptul că, asta au spus liberalii acum și de aceea vor debarcarea lui Florin Câțu, că strică relațiile cu PSD. Asta este adevărat. Deci a avut grijă Florin Câțu de fiecare dată să... Nu spuneam la începutul emisiunii că bagă zâzanie între ei ca să fie termenul înțeles de toată lumea? Eu nu am avut sentimentul că sunt două guverne, sincer. Am avut sentimentul că Florin Câțu vorbește singur. Că nu a băgat nimeni în seamă. Nu mi s-a părut din când în când. Mai comentam noi că uite cum se bagă în seamă. Nu comentam noi că aoleu ce declarație a făcut Florin Câțu și hai să comentăm declarația. Nu. Nicolae Ciucă a avut, spre surprinderea mea, pentru că nu mă aștept, sau nu știu dacă am avut neapărat așteptări, dar nu m-am așteptat totuși să fie un liant atât de puternic între cele două partide. Și are coerență, da. Pentru că ne amintim în momentul în care s-a rățoit la Dan Vâlceanu și a spus, ia vezi tu cum e cu miniștrii de la PSD, eu decid. Foarte corectă abordarea. Deci Dan Vâlceanu s-a supărat la un moment dat pe Marius Budăi, da? Dă sentimentul Nicolae Ciucă că este foarte echilibrat și că este obiectiv. Cel puțin așa reiese. N-am auzit
pe nimeni în Partidul Social Democrat să aibă vreun cuvânt urât de spus, rău de spus, la adresa lui Nicolae Ciucă. Că ar fi părtinitor, că i-ar fi jignit, cum s-a întâmplat cu Florin Câțu și cu USR. Deci Florin Câțu nu a existat ca prim-ministru din umbră, exclus așa ceva, dimpotrivă, se băga în seamă și n-au fost de acord, n-am fost nici noi de acord în comentariile noastre și ca și analiști, n-au fost nici din interiorul partidului oameni de acord cu abordarea lui. Da. Pentru că întotdeauna declarațiile lui au fost de natură să strice relațiile celorlalți. Problema era dacă le strica în folosul interesului național. E una... Corect, dar să faci chestii gratuite, numai așa să te afli în treabă... Da, să vedem din partea PSD, care sunt declarațiile. Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național, nu cred că vom avea nicio mare deficiență dacă acest lucru se va întâmpla. Sigur că este treaba membrilor PNL. Noi în coaliție am avut o colaborare destul de bună, atât cu președintele Câțu și evident că lucrăm mai bine cu premierul Nicolae Ciucă, dacă va fi noul președinte, nu știm asta. Da. Iată, eu cred că Nicolae Ciucă trebuie investit. Spun trebuie pentru că vreau să betonez, ca să zic afirmația mea. Trebuie să fie investit cu funcția de președinte. Un prim-ministru care nu e președintele partidului dă impresia că este mișcat ca Pinocchio de ațe de către președintele partidului din care face parte. Și atunci lui Nicolae Ciucă îi trebuie funcția de președinte al PNL-ului. Nu cred că disensiunea dintre Florin Câțu... Rămânem cumva ancorați în sinergia faptelor. Dacă doamna Lalu are dreptate cu o singură chestiune. Nu este vorba despre Nicolae Ciucă. Sigur. Nicolae Ciucă nu mi s-a părut că e pus de colo-colo de Florin Câțu. Din potrivă, Florin Câțu... Nu, n-am spus că e dus de colo-colo, nu. Am spus că se creează impresia că un prim-ministru care nu este președinte de partid ar fi mânuit de către președintele partidului. Aici nu m-am referit la Ciucă, la persoană. Da, da, da. Adică, asta vorbim la modul general. La modul general, da, am zis. La modul general, domnul da. Suvar, rămânem în logica aceasta a liderului locomotivă, care trebuie să fie și președinte de partid, să conducă și țara. Aceasta e o logică a idealului, însă, din păcate, pe șichierul nostru politic nu am mai avut de ceva vreme președinți locomotivă. La niciunul din vectorii de forță ai politicii noastre. Din păcate, toți președinții au avut o altă conformație, o altă construcție și ne-au demonstrat cu totul altceva. Eu aș duce un pic discuția mai departe și aș spune că întrezăresc o mutare care nu este neapărat în interiorul PNL sau în interiorul clasei politice. Aș vorbi despre influențele care se întâmplă acum, nu numai în România, și în Bulgaria, și în Polonia, și în Ungaria, iată unde sunt alegeri. Deci este o influență externă. Sunt o serie de agenții care funcționează pe piața de imagine și care cu ușurință, investind în anumite momente, anumite capitaluri în ceea ce înseamnă manipularea și transmiterea unor mesaje, agită apele. Este un moment în care foarte ușor poți să... Situația politică, nu numai în PNL, și în celelalte parte, este ușor volatilă. Dacă ne uităm pe șichierul politic, vedem că au mai fost schimbări. A fost congresul la AUR și s-au curentat și acolo câteva poziții și au încercat să se reașeze. Doamna ex-premier Dăncilă a părăsit PSD și încearcă să-și facă un drum în viață. Acolo, da. Deci iată că această efervescență de primăvară nu este numai în interiorul PNL-ului. Aș vrea să privim lucrurile pentru că există niște păpușari, niște finanțatori undeva în afară care încep să umble pe șicherul politic și să facă ca la așa câteva mutări, să reașeze piesele. Iar noi trebuie să fim foarte atenți pentru că aceste mutări se influențează unele pe altele. Ele sunt într-un joc mult mai complex, nu sunt singulare. Da, avem și un sondaj foarte interesant, vom vedea cifrele, dar până atunci ar trebui spus un lucru. Deocamdată discursul dinspre PNL este următorul. Nu vrem să stricăm niciun fel de relație cu partenerii de coaliție din acest moment, în special cu PSD. Iau un caz particular, cu acele vouchere pentru persoanele vulnerabile. PSD a propus, zic eu realist, pentru că deja e o presiune pe buget, 50 de euro pe două luni, susținere financiară pentru aceste persoane, PNL a venit și a plusat și a spus 100 de euro. Da, numai ce dă din buzunarul social, Partidul Social Democrat a făcut un calcul pe care eu l-am văzut la un moment dat, un calcul cu presiunea pe buget. Ceea ce propun ei, după calculele lor, de suma asta ar trebui să se dea de 4 ori în 2 luni,
nu știu exact cum, deci n-au spus de două ori într-o lună. Așa am văzut eu scris undeva. Păi nu, și nu de două ori într-o lună, niciun caz. Nu, ba da, de patru ori în două luni. Deci, practic, este un fel patru de... Patru tranșe, cum ar fi. Patru tranșe, da, patru rate, dacă da, vrei. Da. Dar câte 50 de euro, da? Câte 50 de euro. Bun, ei au făcut un calcul, dacă mi-amintesc eu bine, și cifra pe buget din PIB era 0,27%. Dar ei au făcut un calcul, au făcut niște simulări. Au, păi despre asta vorbesc. Da, pe când Partidul Național Liberal să vină cu dublu, ar însemna 0,54% din PIB, enorm. Vorbim despre coeziune sau nu? Despre același limbaj în executiv sau nu? Pentru că dacă, nu știu, fac așa o comparație. Stau să mă gândesc așa, în urmă cu 2 ani sau când? Cam așa, în urmă cu 2 ani. Când era Orban premier și se tot făcea așa ping-pong cu alocațiile. Mă rog, se tachinau, ca să zic. Acum... Se tachinau și plusau așa exact. La alocații pentru da. Copii. Dacă nimic rău în asta de a crește alocațiile. O scurtă observație aici. Pentru prima oară avem de a face și cu UDMR-ul. Iată că după o lungă perioadă de tăcere și UDMR-ul are o propunere în ceea ce privește voucherele. Iată că vultul bicefal nu mai e bicefal și începe să se audă cea de-a treia voce. Este de remarcat că după o lungă perioadă în care UDMR a stat în silențiu stampa și a calculat foarte bine, iată că odată cu primăvara, cu lucrările de primăvară, încep să se trezească la viață și congresul lor nu este întâmplător organizat acum, pentru că el vine oare cum să sprijine alegerile care au loc da, în Ungaria. Da, eu mă așteptam de la Partidul Național Liberal să nu fure din mesajele celor de la Partidul Social Democrat, pentru că atunci când te gândești că oamenii ăștia de la Partidul Social Democrat vin să dea niște bani celor năpăstuiți vulnerabili, hai să zic vulnerabili. Dar Sarmiza, dar nu okay. dau din buzunarul lor. Asta, eu înțeleg ce zici tu, ei plusează fiecare partid. Dar Partidul Național Liberal, exact, dar Partidul Național Liberal să vină și să fure din mesajele socialdemocraților, nu prea e regulă, nu prea e credibil. Da, o oarecare presiune pe finanțe. Da, așa cum spuneai, cu 2 ani în urmă, pe alocații s-a jucat la fel. Am aici propunerile. PNL, reducerea aceea se de la 25 la 20%, știm, n-a trecut, nu s-au înțeles. Reducerea TVA, bani mai puțin. Bine, reducerea de taxe, buget. Practic, și aproape imposibil în momentul de față, de la 19 salarii. La 17, alte reduceri de taxe. În fine, cota unică o susține PNL, ceea ce mi se pare corect, din ce știu de la analiști financiari. PSD, reducerea CAS, renunțarea la cota unică, declarații de avere pentru toți românii, TVA zero la alimente sau plafonarea prețurilor. Împreună, reducerea TVA la 5% pentru energie, PNL plus PSD. Cam acestea sunt măsuri, nu de acum 2 ani, ci... Acum declarații, apropo de propunerea PSD-ului cu declarațiile, pentru fiecare persoană până la vârsta permisă de muncă, adică 60 de ani, mie mi se pare corectă, pentru că, iertați-mă, este inadmisibil să ai în continuare 5 milioane de persoane care nu sunt evidențiate nicăieri, care folosesc bunuri de lux, cum ar fi mașini, apartamente, excursii, nu plătesc niciun ban la bugetul statului. Deci e normal să existe o evidență. În toată lumea există. În alte țări, cum te-a văzut cu o mașină mai scumpă de 2000 de euro, cum te duci la fisc și începi să dai explicații. Deci există și niște măsuri care sunt antipopulare oarecum, dar sunt necesare. Da. Pentru că să nu uităm, bugetul vine totuși. Încerc scuze, vă întrerup, Benon Iardelean este în legătură directă cu noi. Mulțumesc pentru că v-ați făcut timp, pentru că aveam nevoie de o reacție. Bună seara! Bună seara! Ce înseamnă restart? Sau ce semnificație are? Vă aud foarte greu. Dacă îmi puteți da volum mai mare, că nu vă aud foarte bine. Bun, am să vorbesc eu mai tare. Ce înseamnă restart? Am văzut în mesajul dumneavoastră pe Facebook. Are nevoie partidul de un nou restart. Da, eu cred că este nevoie de o redefinire a ceea ce ne dorim în momentul acesta. În fiecare minută, cei care sunt publică, ne uităm și noi pe știri, ne uităm pe sondaje, ne uităm pe diverse canale de comunicare să vedem ce se întâmplă, iar cred că unul dintre lucrurile neplăcute pe care le vedem în fiecare zi, cel puțin cei noi din PNL care suntem mai vechi, este că partidul, în loc să câștige teren în momentul acesta în care premierul României face lucruri extraordinare, în care avem o guvernare PNL pe care ne-am dorit-o, în momentul în care
facem și pe plan național și pe plan internațional tot ceea ce se cuvine și ceea ce este de așteptat să facem, vedem că sondajele nu sunt foarte favorabile. Ceea ce înseamnă că, de fapt, trebuie să ne definim ori modul de comunicare, ori modul de a aborda chestiunile, ori modul în care noi, ca și liderii PNL-ului, știm să punem în practică ceea ce ne-am propus să punem în practică. Deci sunt chestiuni care trebuie discutate. Și tocmai de aceea eu cred că este nevoie de un dialog foarte deschis, foarte onest și în același timp cu toți factorii implicați. Nu pot să fie implicați în această dezbatere doar unii, deciziile să fie luate doar în anumite birouri, fără o comunicare atentă a ceea ce trebuie făcut pe plan național și internațional. Cred că aceste chestiuni trebuie rediscutate și tocmai de aceea cred că este nevoie de un restart. Când ați realizat că actualul președinte aparține trecutului? Nu este un atac la președintele Câțu neapărat. Îi doresc la mulți ani, e ziua lui. Mâine, nu cred că de Câțu discutăm aici. Da, discutăm un principiu de urgență și care în momentul acesta trebuie să realizeze că practic anumite chestiuni trec fără să fie observate, iar altele sunt neabordate cu bună știință, iar altele sunt pur și simplu tratate cu ignoranță. Iar aceste chestiuni pur și simplu nu fac nimic altceva decât să aducă un prestigiu de imagine partidului, bunului mers a lucrurilor în sfera guvernării și, bineînțeles, și celorlalte chestiuni care țin de sfera publică, nu contează că vorbim de sfera parlamentară sau de sfera administrativă sau de orice altă sferă în care partidul este implicat. Adică, folosind așa o figură de stil, înseamnă că în momentul de față mergeți cumva cu frâna de mână trasă? Nu aș folosi expresii și epitete în povestea asta. Aș folosi pur și simplu o abordare cât se poate de pragmatică, de realistă, de practică și de aplicată în politicile publice pe care trebuie să le punem în aplicare. Și de ce nu și chiar în programul de guvernare, care eu cred că trebuie să fie urmărit cu mai multă strictitate. Că până la urmă, programul este un program în toate partidele. Să știți că, în general, vin cu programe bune. Problema este aplicabilitatea lor și punerea în practică a acestor măsuri. Cred că în momentul acesta, ceea ce este important pentru liderii partidului și pentru Câțu, de ce nu și pentru Câțu, este să uite puțin în oglindă și să vadă dacă lucrurile sunt tocmai așa cum le văd ei sau, bineînțeles, că oglinda care este electoratul iubit pe care îl avem ne spune altceva. Păi și dacă în oglindă se vede în continuare un S pe piept? Acum și asta nu. Dacă S-urile sau N-S-urile sunt, din punctul meu, sau Z-urile rusești sunt cele care i-au salvat. Nu, stați un pic sub această egidă, ca să zic așa, a candidat domnul Florin Câțu. Cu S-ul pe piept și cu Superman în suflet. Nu, cred că S-ul a apărut după aceea, mă rog, tu. Dar nu contează chestiunea respectivă. Contează, cred că, în acest moment, ca fiecare să-și vadă locul și rolul în partid și, bineînțeles, să-și pună semne de întrebare fiecare în dreptul lui, nu în dreptul altuia. Știți? Nu trebuie să numărăm zilele altuia, ci să numărăm zilele noastre, adică să vedem exact noi ce am făcut în dreptul nostru. Domnule Ardelean, aveți congres, nu? Sondaj. Aveți congres? Nu, nu avem congres. Cine a spus că avem congres? Nu, păi și nu decideți în BPN să-l organizați? Așa era vorba. Doar dacă nu-și dă demisia, dacă nu renunță la funcție, domnul Câțu. Sporurile partidului în înțelepciunea lor o să decide care e cea mai bună cale. Bineînțeles că așteptăm reacții din partea celor care, într-un fel sau altul, trebuie să vadă până la urma urmei care e cel mai bun mijloc și mod de a ieși din această mini-criză, să zic așa. Dar iertați-mă, dacă domnul Florin Câțu va renunța de bunăvoie la funcția de președinte și va fi numit domnul Nicolae Ciucă, îi veți păstra funcția de președinte al Senatului? Bă, eu sunt în Camera Deputaților de o vreme. Nu, dar știți discuțiile mai mult decât noi. Haideți să vin cu o completare. Cu o întrebare în completare. Care ar fi locul potrivit pentru Florin Câțu? Asta am vrut să întreb și eu. Păi locul potrivit al lui este de senator. Noi a fost ales senator pe 4 ani, până în 2024 o fi senator. Un simplu senator. Ce loc mai potrivit. Nu un simplu senator. Este senator al României, ceea ce e o poziție foarte onorantă. Poate să devină președinte al Comisiei de Finanțe. Se poate, dar nu-i păstrează locul de președinte al Senatului. Asta e important pentru mine alegător. Foștii parteneri de guvernare, USR,
au făcut o sesizare, vă amintiți, la CCR, menționau ceva acolo, că un președinte de cameră, un președinte de senat, este ales pentru un mandat de 4 ani. Cu doamna Atunci Dragu? Când a fost schimbată doamna Dragu, știți? Da, nu cred. Asta e bun. Useriștii pe proceduri și pe tot ceea ce însemna procedură parlamentară erau cam pe nicăieri și cam pretutinde, să zic așa. Adică niciodată nu erau pe subiect foarte, foarte clar. Eu nu cred că un președinte de senat sau de Camera Deputaților este ales 4 ani și acolo trebuie să moară în scaunul ăla. Am avut exemple nenumărate în momente în care diversi președinți, amintiți-vă și noastră din istorie, au fost schimbați de la Camera sau de la Senat fără niciun fel de drept de apel, să zic așa. Dar eu cred că în momentul acesta nu președinția Senatului este miza și nu cred că asta ne interesează în acest moment. Poate că dânsul președinte, ca și președinte de Senat, face treaba extraordinară. Doamne ajută! Pe mine nu asta mă interesează în acest moment. Pe mine mă interesează partidul din care fac parte. Se negociază și o soluție de exit. În momentul acesta merită mai mult. Bun, da. Înseamnă că partidul dumneavoastră considerați, fără să fiu răutăcioasă, credeți-mă, chiar o spun responsabilă fiind, înseamnă că dumneavoastră considerați că partidul a avut de suferit ca imagine din cauza lui Florin Câțu. Nu, eu zic așa. Ce președinte de partid așa, la final de partid, din partidul meu, nu mă refer la alte partide. Nu, dumneavoastră, evident. Din partidul meu, da? La final de mandat am mai avut scorul electoral care l-a recrut acum. Da. Dar poate nu-i se are dreptate. Poate nu-i se datorează numai lui Florin Câțu, poate întregii politici adică din partidul lui. Florin Câțu trage partidul în jos, acum? Da, asta e clar. Eu nu zic asta. Eu pun o întrebare, și simplu membru al PNL-ului, da? Dacă vezi, eu cred că din orice punct de vedere, în acest moment, orice lider al partidului ar trebui măsurat și văzut în ce capacitate poate să slujească în partidul respectiv. Corect, asta e corect. Adică și eu, ca și comunicator, ca și membru a PNL-ului, în anumite poziții sau altele, trebuie să-mi pun întrebarea în dreptul meu, cum slujesc eu partidul? La ce folos sunt eu pentru partidul în care fac parte? Și atunci vă întreb așa, în general, care ar trebui să fie profilul unui președinte de partid? Să zicem Partidul Liberal. Eu cred că orice lider, nu contează că e Partidul Național Liberal sau alt partid, că e lider de organizație, că e lider de sindicat, trebuie să aibă un profil de lider, adică să fie un om vizionar, care să aibă tragere în jurul lui, să aibă strategie, să aibă o comunicare impecabilă, să aibă carismă, să poată să atragă oameni și să-i mobilizeze, să energizeze oamenii, să transforme organizația din care face parte. Adică pot să vă dau foarte multe caracteristici a unui leadership ideal. Orban nu avea aceste calități? Orban nu avea aceste calități? Când a fost... Orban avea foarte multe calități ca fiecare dintre noi și foarte multe defecte. Corect. Acum, întrebarea majoră este ce și care dintre aceste lucruri aduc mai mult bine sau beneficiu partidului sau aduc mai mult rău. Pentru că dacă pui în balanță cele două și îți dai seama la un moment dat că ești într-o poziție în care liderul respectiv nu mai are tracție pentru partid, ci dimpotrivă este o moară de piatră de moară pentru partid, în momentul respectiv îți pui problema schimbării. Sau probabil strategiile pe care le folosește, viziunea care o are nu mai corespunde cu viziunea celorlalți membri. Este ca la vaccin, domnule Ardelean, dacă beneficiile sunt mai mari decât riscurile, nu? Nu-i neapărat, să știți că uite, am văzut foarte mulți lideri extraordinar de carismatici, foarte vocali, buni comunicatori, care nu erau buni strategi. Aveau pe alții care făceau strategiile în spate. Erau foarte mulți care nu erau deloc organizatori. Deloc, zero. Dar era cineva care organiza partidul și mergea pe mâna acestor organizatori. Secretarul general de obicei, domnule Ardelean. Trebuie să ai foarte multe lucruri cumulate și în același timp să poți să le gestionezi și să ai un management a timpului, a energiilor, a resurselor extrem de bun. Nu toți liderii sunt născut să fie într-o astfel de poziție, sau nu toți pot să fie lideri. Unii pot să domnule fie lideri followeri. Știți că în orice... Haideți să lămurim oamenii care se uită la televizor. Președintele unui partid
poate fi un lider bun, dar nu neapărat un bun organizator. Asta este treaba secretarului general. Așa. Important este ca în momentul în care liderul acesta intră într-o organizație, și credeți-mă, l-am însoțit pe Crin Antonescu, în momentul ăla, cam toată lumea, chiar și metaforic, dar și la propriu, să se ridice în picioare, din respect. Așa e. Dar să știți că, uite, de exemplu, ca să vă dau un contraexemplu, era secretar general al partidului domnul Blaga. Și lumea, să știți că respecta extrem de mult. Și nu din duritatea și din vehemența cu care spunea anumite chestiuni, ci din faptul că ceea ce spunea era veridic, era corect, Blaga, era drept. Blaga. Și omul acesta era respectat ca și secretar general, nu era neapărat liderul partidului. Și era un secretar general, pot să vă dau chiar de la mine din partid nume, dar nu vreau să vorbesc pe nimeni de rău, care erau secretar general, aveau anumite poziții de vicepreședinți și nimeni nu-i băga în seamă. Eu știu. Pentru că poziția eu știu, dar nu te face neapărat lider. Cum se proceda cu Blaga, nu știu. Că atunci și, am plecat din partid. Știți, și la o gașcă de copii, când te uiți la ei când se joacă în parc, îți dai seama care e lider dintre ei. Sigur. Păi sigur, pentru că liderul se auto-alege, nu-l alege nimeni. Coagulează în jurul lui și... Și ca organizator, no, pe cine deci ați vedea? Este autoritatea aceea delegată și este autoritatea câștigată. Unii nu și-au câștigat autoritatea de a fi lideri. Corect. O ultimă întrebare, domnule Ardelean. În aprilie se schimbă macazul? Ca să citesc din domnul Câțu, când vine vara în aprilie se schimbă macazul? Și din postarea domnului Ardelean. În martie nu mai putem schimba, că e clar, da. Da, suntem siguri de asta. Bun. Mulțumesc mult pentru această intervenție. Perfect și eu. Numai bine. O zi bună. Da, promiteam acele sondaje, haideți să le vedem pe ecran, pentru că vorbim despre un capital de încredere și despre niște oameni care, în fine, ar putea peste 2 ani, să zicem, să candideze pentru cea mai înaltă funcție în stat. Alexandru Rafila, Mircea Joană, Nicolae Ciucă. Vorbim același despre... capital de încredere, da, este un sondaj sunt avantgard. Sunt atât de diferiți, depinde ce ne dorim. Alexandru interesantă Rafila... este cealaltă parte, da, mai da. Degrabă nu am încredere. Da, da, da. Ce da. Înseamnă asta? Nu știu să explic lucrul ăsta. Este un pic mai complicat. Ecuația ne trădează faptul că avem de-a face cu o inducție. Modul în care s-a alcătuit lista este interesant. Eu aș fi început o listă, dacă vroiam să facem un sondaj acum, cu cea mai importantă din listă, cu doamna Chioveși, nu? Ne-a arătat zilele trecute că a punctat decisiv și că tot ceea ce vedem noi aici este undeva mult în spate față de mișcarea dumneavoastră. A fost la Sofia, a mers la Kiev. Iată că avem de-a face cu oameni care trăiesc în mentalul colectiv și în spiritul acestui popor, dincolo de ceea ce ni se servește permanent. Da, dar stați un pic, stați un pic, e important. E important. E de vreme să spună. E important dacă acești oameni au fost pe listă și oamenii au trebuit să aleagă dintre cei scriși pe listă sau dacă au venit ei cu numele în minte. E o diferență de abordare uriașă. Sunt convins că dumneavoastră știți cum se fac sondajele și știți mai ales cum se plătesc clasamentului. Exact. Florin Câțu, acolo, la mare luptă, da, cu Rareș, da. Bogdan. Evident că lista putea să mai continue. Intenționat a fost tăiat aici. Pentru și Nicu Șordan, mai ales. Da, de acolo. Despre ce vorbim? Nu, dar era rușinos să mai continuăm și sub 6%. Acela nu mai lider, da, sau un politician. Nicu Șordan, 8%, mie mi se pare mult? Foarte este mult. Lucrată, este ușor foarte lucrată mult. Lista. Păi... Noi știm cum se face sondajul și știm cum se plătește sondajul. Dar e interesant. Hai să ne înțelegem. Dacă acest sondaj a fost făcut în București și pe lângă București, e una... Dar crede-mă că pe unul din Hunedoara îl doare fix în cot cine Nicu Șordan și cum trăiesc bucureștenii. Nici bine. Nu știe foarte bine. Exact. Dar notorietatea lui Nicu Șordan poate fi de 8%, dar nu de încredere vorbim, sigur, aici. Da, interesantă este și la partide, pentru că PSD este în continuă ascensiune. Și Alexandru Rafila, iartă-mă, dar Alexandru Rafila de când a apărut pe scena politică a fost într-o continuă creștere. Sigur. Interesantă este această abordare pentru că vorbim despre un partid la guvernare, un partid care câștigă electorat,
aflându-se ceea ce la guvernare. Ce nu se întâmplă de obicei. De obicei, bine, partidele și, de la PNL guvernare este în creștere. Și, PNL, da. Și este vorba de doi tehnocrați. Eu aș face o paralelă, dacă îmi permiteți, da, foarte scurt, între Rafila și Ciucă. Iată că ambele partide au ales, au fost sfătuite, să vină cu ceva nou, cu un suflu nou și să schimbe haina liderului, să vină cu un lider care să nu fie tradițional creat, ci un lider mai modern, mai cosmopolit, altceva, să fie mai pe gustul electoratului. Și din acest punct de vedere, cred că și Rafila și Ciucă sunt mai pe gustul electoratului și ei sunt strânși legați de acest trend de creștere al partidului. Nu sunt neapărat politicienii aceia cu vechime, care au făcut mișmașuri, știi, și care și-au murdărit imaginea. Acum, hai să ne înțelegem. Alexandru Rafila a fost vehiculat ca nume de prim-ministru foarte mult timp. Și n-a pierdut deloc din încredere, pentru că în momentul în care el a preluat Ministerul Sănătății, lucrurile s-au schimbat în România pe parte de pandemie. Da. Da? Au început să se miște niște lucruri. Numai faptul că a adus medicamente în plină pandemie a fost un lucru bifat bine. Da? Deci, iată, a existat. Nicolae Ciucă nu este conflictual. Sigur. Ăsta este iarăși un lucru foarte bun. Și de asta se și vede printre ceilalți. Pentru că toți ceilalți care au fost acolo în poziția aia, și nu uita că vine după Florin Câțu, da? Da, și are niște apariții oportune. Nu, nu este un bun comunicator, este foarte slab comunicator. Dar lumea nu are pretenția asta. Da. Nu are pretenția asta când se uită la Nicolae Ciucă, pe când de la Florin Câțu avea pretenția că trebuie să fie un mega comunicator și amintește-ți că cele mai mari prostii le-a făcut Florin Câțu în pandemie. Din punct de vedere al comunicării. Când venea unul și spunea un lucru, ministrul sănătății, indiferent cine ar fi fost el, un specialist, și venea Câțu și dărâma tot. Păi ăsta nu poți să spui că este un bun comunicator. Mai era un lucru de discutat. O singură tușă aici. Este în scădere sau este o reașezare? Cine? AUR este încă în scădere. Încă nu s-a oprit scăderea, din păcate, sau din, mă rog, asta până este una alta, până alta a avut 8% când a intrat în Parlament. Nu. Deci sau 9. No, da. La 15% mi se pare că este o creștere. Acum mai e un lucru. Noi când vorbim despre AUR, sau dacă mergi în țară și vorbești despre AUR, o să se vorbească de niște cifre uriașe, 20%, 25%. Până la urmă, asta este o realitate ce vedem noi. Până la urmă, oamenii aia care se duc să voteze, pun sau nu pun ștampila. Intenția de vot este una și procentul real cu care iese un partid este cu totul și cu totul altul. Da, am vorbit și despre cota de neîncredere. Un singur lucru ar mai fi, iată, activitatea AUR, care acuză pe toată lumea în momentul de față. A fost o inițiativă cu măsuri pentru stoparea incendiilor în spitale. Acum. Bine. E o măsură binevenită, pentru că ei au fost pe un trend descendent pentru, datorită acuzațiilor care le-au fost aduse pentru apropierea legată de Moscova. Și atunci era normal ca ei să reacționeze într-o câtva și să vină pe această linie. Și atunci au trebuit să devină și ei un partid în sensul clasic al cuvântului. Adică să demonstreze că au interes, că au inițiativă politică și că există în Parlament. Iar această inițiativă vine exact pe această linie. Dovadă că și ei sunt ca și ceilalți sfătuiți, bine sfătuiți de oameni de specialitate care încearcă să contureze sau să dreagă pe aici, pe acolo, busuiocul. Este foarte posibil să fie o scădere a AUR, pentru că ei sunt tot timpul critici la adresa guvernului. Și gândește-te că celelalte două partide sunt în creștere. Așadar, să vii să critici când oamenii sunt mai degrabă mulțumiți decât mai degrabă nemulțumiți, nu e ok. Da, vom vorbi despre riscuri ora viitoare, riscuri la care se supune România, și aici nu este vorba de politică. O întrebare scurtă, un răspuns scurt, vă rog, așa, în 30 de secunde. Superman sau De Gaulle, îl citesc pe domnul Măraru? După cum vezi, nu răspunde nimeni. Tăcerea domneste. Bun. Ai pus și tu două personaje, știi? Ne repetăm după care acolo vorbeam de după Rafila și de Ciucă. Da, vorbim de lucruri serioase, foarte serioase, ora viitoare. După înălțime, le-a spus.